Rectorul USV, profesor universitar dr. inginer Valentin Popa, a trimis acest memorandum în atenția Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, după ce aceasta a publicat un ghid privind proiecte de investiții pentru instituții publice de CD și universități, ale cărui prevederi au ca efect interzicerea accesului la finanțarea publică a infrastructurii de cercetare pentru universitățile din categoria în care este inclusă și USV. Conducerea universității consideră că este inadmisibil ca, în situația în care nu se organizează evaluări instituționale, prevederile unui ordin să fie extinse fără limită de timp, statuând o clasificare cel puțin dubios efectuată și privând de finanțare o serie mare de universități. Universitatea Suceava a solicitat ministrului Sorin Câmpeanu eliminarea din ghidul solicitantului a oricăror referințe la clasificarea stabilită prin ordin de ministrul Funeriu, deoarece ghidul de finanțare menționat se referă la competiții care se vor derula ulterior datei de încetare a valabilității acestuia. Răspunsul primit este descurajator, dar USV nu renunță la luptă. Am primit un răspuns la adresa noastră oficială adresată Ministerului Educației, în special Agenției Naționale pentru Cercetare Științifică, condusă de domnul ministru secretar de stat Tudor Pristăcareu, în care ni se spune că așa au negociat cu cei de la Comisia Europeană. Sigur, am sentimentul unui deja viu, pentru că tot așa ne s-a spus și la clasificare că există un raport al unei agenții internaționale, iar apoi toți oficialii ministerului au declarat că numai că acel raport nu se găsește nicăieri. Acum există o negociere. Cum a ajuns ca în această negociere să fie introdusă clasificarea pentru care nu se găsește raportul internațional, este un mister. Oricum am aflat că au negociat din greu și din varianta inițială unde erau introduse doar primele universități, numai primele 12 universități, cu greu au fost acceptate și cele din categoria B. Eu nu știu dacă negociatorii respectivi au avut în vedere, în primul rând, acea prioritate a programului 2014-2020 pe această axă care vizează finanțarea în continuare a proiectelor care au fost finanțate în exercițiul financiar precedent, adică 2007-2013. Adică asigurarea sustenabilității infrastructurii de cercetare deja creată în programul precedent. Ori infrastructura de cercetare creată în programul precedent nu a avut condiții de acces de acest gen. Înseamnă că, de fapt, dacă acum introduci condiții restrictive, asiguri o restricționare a finanțării unor proiecte, cum este și acesta care îl avem astăzi pe masă, în continuare. Adică, cu alte cuvinte, negociatorii noștri și-au încălcat una dintre directivele principale asumate de România în cadrul planului 2014-2020. Rectorul Popa a declarat că nu poate să înțeleagă ce s-a negociat, arătând că s-au uitat principalele direcții stabilite și asumate de România. Prin urmare, Universitatea din Suceava vrea să informeze Comisia Europeană despre clasificarea incorrectă făcută în baza unui raport care nu se mai găsește. Eu cred că ar fi bine, poate, să-i fie informată și Comisia Europeană despre această clasificare. Se pare că Comisia Europeană nu cunoaște faptul că oficialii români au declarat că nu există o bază, nu există un raport al unui organism internațional, că această clasificare este făcută până la urmă, dar în lipsa acestui raport, doar din pixul domnului Funeriu. Și ori au un discurs dublu, una spun în plan intern despre această clasificare și alta vorbesc în fața negociatorilor de la Comisia Europeană, ori pur și simplu nu cunosc realitatea. Și zic că ar trebui să informăm și Comisia Europeană despre lacunele acestei clasificări, care se finalizează în anul 2015, dar iată că este perpetuată încă 6 ani